Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați iubitori ai sportului, la o nouă întâlnire cu emisiunea Derby pe frecvențele postului de televiziune RTV Galație Brăila. Ne aflăm la jumătatea lunii mai și majoritatea sporturilor de echipă fie au încheiat anul competițional, fie susțin ultimele meciuri de clasament. Cum la Galați, majoritatea acestor sporturi se află sub umbrela Clubului Sportiv Municipal, ne-am gândit că ar fi interesant să facem un bilanț și să aflăm și perspectivele pentru viitorul sezon. De aceea l-am invitat la o discuție în studioul nostru pe domnul Claudiu Codrin Stoian, directorul acestui club. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Să începem discuția noastră de la performanța voleibaliștilor de la CSM Arcada, campioni a cincea oară consecutiv, performanță unică în istoria Galațiului, fiindcă echipa feminină, CSU Metal, de asemenea multiple campioane de volei feminin, nu are în palmares decât 4 titluri. Care e secretul din spatele acestei performanțe? Secretul acestei performanțe, notabile din punctul nostru de vedere, este colaborarea dintre cele două cluburi, Clubul Sportiv Municipal Galați și Clubul Sportiv Arcada Galați. E un proiect frumos, un proiect realizat de două cluburi care contribuie fiecare cu o parte din buget și cu o supraveghere strictă a sportivilor de performanță. Puteți da mai multe detalii, de exemplu, cum e structura bugetul, jumătate CSM-ul, jumătate Arcada sau cineva care are... Partea de Clubul Sportiv Arcada se ocupă de partea competițională, de partea de echipamente, de recuperare medicală, de tot ce înseamnă competiții interne și internaționale. Clubul Sportiv Municipal se ocupă de partea de salarizare a sportivilor. Uh-huh. Ah, deci contractele sunt la dumneavoastră, restul cheltuielilor le face Clubul Sportiv CSM Arcada. Da. Dar înțelegem că mai erau și sportivi care sunt... Da, mai sunt o parte din sportivi care primesc, dar și toți au primele de obiective, sunt tot plătite de Clubul Sportiv Arcada și... Fiind un club sportiv privat, își permite ca anumite performanțe să fie susținute printr-o contribuție suplimentară. Am înțeles, da. Deci cei de la Arcada suplimentează acest buget, ori de câte ori au posibilitatea și motivația necesară, da, cum a fost cazul în acest al cincilea titlu consecutiv câștigat de echipă. Bănuiesc că Clubul Sportiv Arcada a premiat special sportivii. Știu că au fost și plecați împreună imediat după câștigarea trofeului. Sunt ca o familie, așa e. Da. Da. Cum ați spus, CSM Arcada e un proiect public-privat de succes care a deschis și un subiect de media sau online. N-ar fi cazul ca la toate sporturile de echipă să avem astfel de proiecte public-private, fiindcă iată, ar fi de succes. Ar fi ideal să se întâmple acest lucru și ne dorim acest lucru încercând să căutăm parteneri. Din păcate, lucrurile nu sunt atât de simple, dar sperăm să găsim alți parteneri, pentru că, într-adevăr, aceste parteneriate dovedesc a fi cele mai bune proiecte pentru sportul de performanță. Există și parteneriate la alte ramuri sportive, dar sunt tot între cluburi de drept public. De drept public, dar cel cum este cu CSM Dunărea pe zona de hockey, cum sunt cele cu liceu program sportiv, cu clubul sportiv școlar, inclusiv cu liceul auto. Sunt parteneriate de colaborare pe zona de juniori. Sunt lucruri extraordinare și acolo, pentru că o parte... Da, practic preluați cei mai buni copii la echipele de seniori sau chiar de juniori. Da, de... și sunt niște eforturi făcute și din partea acelor instituții prin susținerea antrenorilor, specialiștilor pentru pregătirea juniorilor și, bineînțeles, partea de cheltuială și atât cu echipamentul cât și competițiile, ceea ce înseamnă că degrevează în mare parte efortul bugetar al CSM Galați.
Sunt niște lucruri normale din punctul meu de vedere, nu le-am inventat noi, au fost din toate timpurile aceste parteneriate. A fost o pauză, într-adevăr, și anul trecut a fost prima dată când am revenit la aceste parteneriate, care, din punctul meu de vedere, pentru zona de juniorat, sunt foarte bune. Da, și într-un fel, cum să spun, justifică scopul înființării acestui CSM, fiindcă ăsta era scopul, nu? Ca să reprezinte clubul care să atragă la el toate valorile juvenile, să spun, ale Galațiului. Am stabilit cum e alcătuit bugetul la echipa de volei, deci fiecare cu partea lui, unii cu contractele și unii suportă cheltuielile pentru competiții, pentru participarea în competiții. Și partea de bază sportivă. Și da, da. Dar va fi el suplimentat pentru sezonul viitor, fiindcă deja concurența a început să pluseze pe... Este foarte adevărat. În ultimii ani ați văzut cel puțin la nivel, la toate ramurile sportive, dar și la volei s-a ridicat foarte mult ștacheta. Ideea este că celelalte cluburi își doresc performanță, ceea ce înseamnă că încep să raporteze cel puțin la volei la noi, încercând să fie mai buni. Este o chestie de normalitate. Nu au început încă negocierile pentru anul următor, abia s-a terminat sezonul. În următoarea perioadă vor fi discuții în sensul acesta. Dacă ar fi după noi, ar trebui să îmbunătățim lucrurile, dar așa cum vorbeam și mai înainte, mai sunt probleme de legislație, de reducere a cheltuielilor bugetare. Vom stabili împreună cuantumul și ne vom duce către ordonatorul principal de credite cu propuneri de proiect. A, deci deocamdată nu e nimic stabilit. În următoarele zile vor urma primele discuții. Da, am văzut deja Dinamo anunță că l-a dus pe legendarul antrenor Stelian Moculescu, care are 20 de titluri de campion al Germaniei în palmares, plus Champions League, ceea ce reprezintă foarte mult. A demarat deja campania de transferuri, l-a dus pe Ciprian Matei, care a trecut și pe la Galație și sezonul trecut era capitanul Stelei, rivalitatea, Steaua Dinamo, și Dinamo a început să culeagă valorile de la... Ați văzut că au făcut pași importanți în ultimii ani, campionatul a fost destul de echilibrat și în ultimul an. A fost o tragedie pentru ei faptul că nu au reușit să ocupe măcar locul de la finalul sezonului regular, fiindcă Arcada a terminat pe 3, Steaua era pe 1, Dinamo pe 2. Da. Și ierarhia a fost total bulversată în play-off. Arcada pe locul 1, nu? Da. Pe locul 2. Da. Steaua pe 3, Craiova, și Dinamo tocmai pe 4, da. Da, echipele au fost foarte echilibrate anul acesta, din punctul meu de vedere, și au investit și destul de mult, bugetele au fost considerabile și la luna lor. Vor să mai fie surprize și anul acesta, s-au mai înființat echipe, adică vor mai promova Brașovul. Da, promova Brașovul, orașul de Bașina, al antrenorului Sergiu Stancu. Da, așa este. Sunt ambiții mari. Am înțeles acolo. Că, vă întreb puțin, că tatălui este implicat în proiectul de la Brașov. Da, este tatălui Sergiu Stancu, șeful ramurei sportive. Da, da. Este un fost voleibalist. Da, un proiect frumos la Brașov. Interesant. Deci se anunță un campionat mult mai puternic așa la volei, dar Galațiul vine după 5 titluri și are o onoare de apărat, și un alt deziderat pare a fi parcursul în cupele europene. Însă acolo e greu să lupți cu echipe din Polonia, Italia sau Germania. Da, Turcia este un alt nivel, într-adevăr, dar este unul din obiectivele noastre de a face pași, într-adevăr, mărunți, dar către noi obiective și pe zona europeană. Da, echipa a ajuns în play-off-ul. Da, așa este. Cupei CEF, deci e o fază intermediară, să spunem. În acel moment, în Cupa CEF, vin echipele eliminate din grupele Champions League, deci nivelul competiției crește brusc acolo în faza play-off-ului și Galațiul a avut ghinionul să cadă cu
Da, o echipă din Italia foarte bună. Așa. Dar, da, aici... Unde a regăsit foarte mulți campioni mondiali. Campioni mondiali, olimpici și europeni, da. Italia, de altfel, e recunoscută pentru voleiul de acolo. E un sport foarte popular. Așa este. Dar orice experiență nu este decât un plus pentru, pentru noi. Da, și în același timp, participarea asta în cupele europene, iată, ne face și pe noi cunoscuți orașul pe harta Europei, da? Mai află lumea că, uite, acolo, da, acolo la granița Uniunii Europene există un oraș unde se face sport. Din punct de vedere sportiv, Galațiu stă foarte bine și în continuare avem foarte multe echipe de prima ligă, ceea ce înseamnă că suntem încă pe partea României, dar și a Europei, putem spune, cu multe ramuri sportive. Eu aș spune surprinzător de multe, ținând cont de faptul că majoritatea depind de bugetul public și nici o infrastructură deosebită nu avem. O să dezvoltăm acest subiect în partea a doua. Haideți să facem așa o analiză a secțiilor. Deci voleiul, cum am spus, de departe, voleiul masculin, în acest moment, sportul numărul 1 în Galați, al cincilea titlu consecutiv pentru băieții de la Arcada. Deocamdată, însă, nu puteți face niciun fel de previziuni, promisiuni, ce se va întâmpla începând de la toamnă, în condițiile în care, iată, echipele, rivalele din clasament se întăresc și anunță deja... Să fie un an la fel de greu ca anul acesta. Din... Eu zic chiar mai greu, din moment ce Stelian Moculescu chiar este o figură importantă pe harta voleiului european și mondial. Da? Câștigi Champions League la volei, nu e puțin lucru. Are 20 de titluri câștigate în Bundesliga. E o performanță deosebită și bănuiesc că a greu fost adus și cu... Și cu niște eforturi financiare deosebite și cu promisiuni referitoare la echipă. Și cu promisiuni la echipă și cu obiectiv. Da, și obiectiv, dar bănuiesc că i s-a pus la dispoziție un transfer, un buget de transferuri suficient. Niciun antrenor generos atât de bun nu vine fără să fie asigurat că are absolut la dispoziție un lot foarte bun. Da, noi avem șansa că îl prins pe Sergiu Stancu, da, e și antrenorul echipei naționale. E, de când antrenează, el e numai campion. A fost primul an la tricolorul Ploiești, a trecut prin Grecia și a lăsat și pe aceia campioni și a venit la Arcada de 5 ani, 5 titluri. Da. Sergiu, un antrenor extraordinar. Da. Să trecem la echipa de basket masculin, locul 13 din 18 echipe din prima ligă. Cei care se ocupă de echipă susțin că locul reflectă bugetul și se laudă cu gălățenii care joacă la echipă sau au fost debutați pe parcursul acestui sezon. Care e părerea conducerii? Sunt câteva aspecte clare și în zona de basket. S-au făcut mai mulți pași, pentru că proiectul a început cu o echipă de seniori și scopul nostru este să închidem piramida și să formăm echipe de juniori, ceea ce deja s-a realizat în mare parte. Anul trecut, așa cum cred că vă spuneam și data trecută, am făcut o selecție foarte bună și la un moment dat au fost 90 și ceva de copii care desfășurau activitatea, acum regăsindu-se în echipele mici și chiar cu o selecție extraordinar de bună și foarte înalți și cu calități foarte bune. Da, basketul este, de fapt toate ramurile sportive, dar și basketul este foarte, foarte sus cu bugetul la nivelul României, nu cel de la CSM, dar la nivel național sunt echipe cu bugete foarte, foarte mari, ceea ce înseamnă că noi ne aflăm în partea a doua a clasamentului cu bugetul, chiar spre partea inferioară, ceea ce înseamnă că rezultatul obținut este unul bun pentru bugetul avut,
dar în același timp să nu uităm să spunem că am fost la un pas de câteva secunde de a fi într-o zonă a locurilor cu bugete mari, 1-9. Au fost câteva secunde în ultimul meci. Au fost două conferințe, da, primele 5. Da. Puteam să ne calificăm acolo. A fost o pierdere a calificării, să spunem, la câteva secunde. Se poate întâmpla în sport lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, echipa a mers foarte bine. Am avut un parcurs extraordinar, dar și o atenție. Anul ăsta a fost primul an când am acordat o atenție sporită și a pregătirii. Am început cu pregătirea de vară, așa cum ne dorim de fiecare dată. Dar de fiecare dată ne reîntoarcem la partea bugetară, pentru că cu o pregătire bună de vară, cu meciuri de pregătire înaintea sezonului, lucrurile stau altfel și ajunge în zona competițiilor pregătiți și omogenizat ca să... Da, dar ca să reușești să faci pregătirea de vară, trebuie să ai lotul la dispoziție, iar la basket majoritatea e formată din jucători străini, în general sârbi și americani, care sunt aduși atunci în apropierea asta. Am început foarte bine, pentru că campionatul a început un pic mai târziu, în septembrie. Noi am început pregătirea în august, a fost chiar foarte bine din punct de vedere al pregătirii. Da, la nivel de... Sunt foarte bucuros în ceea ce specificau cei de la basket, pentru că antrenorii, așa cum ne dorim cu toții, și astea sunt discuțiile noastre, să încercăm să promovăm și câțiva tineri. Și, într-adevăr, am promovat împreună niște tineri excepțional din punctul meu de vedere. Foarte tineri, dar care vor fi o surpriză plăcută al campionatului în viitor. Da, inclusiv un copil, practic, de 14 ani, Sebastian Boghean, da, care a fost aruncat în luptă de Florin Nini. Rămâne Florin Nini la secția de basket, antrenorul echipei de basket masculin. E acea situație ca și la volei, urmează să discutăm proiectul? Nu sunt discuții de a schimba, în principiu, echipele tehnice, pentru că este foarte greu să găsești oameni atât de buni și de bine specializați și să recunoaștem care își fac și treaba foarte bine pe zona de activitate. Și din câte am înțeles, și soluții ceva mai ieftine față de alți antrenori. Da, probabil că cei care... Localici. Așa este, sunt două aspecte aici. Partea că sunt cluburi foarte mari care își doresc câștigarea campionatului și probabil că contractele sunt foarte mari la partea de staff, dar și avantajul că este un gălățean și cheltuielile sunt mai mici, pentru că este al nostru și locuiește acasă. Da, dar el e și foarte ambițios și își dorește performanță, iar performanța în basket se face cu bani, fiindcă ăsta e adevărul, fiind un sport în care sunt implicați foarte mulți jucători străini și existând o diferență valorică foarte mare între jucătorii români și cei americani, respectiv sârbi, valoarea echipelor e dată până la urmă de valoarea străinilor. Da. Iar străinii sunt aduși în funcție de bugetul pe care îl ai la dispoziție, fiindcă una e să îți permiști eu să plătești un jucător cu 2000 de euro, să spunem, și altceva să-i dai 20.000, adică așa e altă valoare și acolo. Au fost, într-adevăr, contracte sau vehicula și în presă la primele locuri de sume foarte mari. Da, dar... Ceea ce nu ne permitem noi, dar... Da, chiar dacă nu ne permite, avem totuși atâtea echipe în prima ligă, ceea ce e un lucru extraordinar. Da, ăsta e lucrul cel mai interesant, faptul că Galațiul, cu toate că are bugete mici, deci să mințim, excepție voleiul, unde e proiectul public-privat, la celelalte ramuri sunt bugete relativ mici, dar echipele reușesc să se mențină în primele ligi și sunt multe sporturi, comparativ cu Oradea, dacă vorbim de basket, Oradea trăiește prin echipa de basket masculin, fiindcă e echipa Fanion a întregului oraș. Și Pitești. Da. Există tatonări cu mediul privat, ar fi cineva dispus să investească în
Basket, în vestul țării am văzut că se practică, adică au... Sunt destul de multe demersuri făcute, dar nu sunt concretizate în momentul de față. Noi ne-am dorit pentru fiecare echipă un sponsor, mai mare sau mai mic, pentru că este important să existe, pentru că preia un pic din presiunea bugetului, chiar dacă am putea discuta doar de zona de echipament sau zona de masă sau zona de stimulare prin premiere. Sunt lucruri esențiale pentru sportul de performanță. Dar lucrurile nu stau atât de bine din punctul ăsta de vedere, că sunt probleme, vedeți și dumneavoastră. Nu stă Galațiul bine la mediul de afaceri, dacă ne uităm la... La mediul de afaceri implicat în sport. Da, implicat în sport, din păcate, e minim acolo. Că e, nu știu, e mare șansă pentru volei să aibă un iubitor de sport ca... Un iubitor atât de mare de sport. Spiru Mantu, da, că el e motorul la acestui proiect. El a pus bazele echipei, el a dus-o prima oară la câștigarea campionatului, acum a intrat ca să reziste totuși în sport în acest parteneriat. Dar iată că în celelalte sporturi, practic, care ar fi politica clubului? Ar fi numai aceasta de participare la competițiile din prima ligă, dacă ne referim la echipele de seniori, asta să fie singurul obiectiv? Scopul Clubului Sportiv Municipal Galați este de a avea echipe de seniori pentru a crea emulația și de a crea echipe de juniori cu copiii ai Galațiului. Adică eu, din punctul meu de vedere, mi-aș dori ca toate ramurile sportive să aibă închise piramida pentru a avea cât mai mulți copii care practică sportul. Totdeauna suntem întrebați, domnule, dar nu toți ajung la sportul de performanță? Nici nu ne dorim să ajungă toți la sportul de performanță. Nu că nu ne dorim, ne dorim, dar nu este posibil, ca în orice domeniu. Dar asta nu înseamnă că după ce ai practicat sportul, unde ai foarte, foarte multe beneficii, nu îi putem regăsi pe acești copii în alte zone de activitate, cum ar fi profesori de sport, profesori universitari pe zona de facultății de sport, kinetoterapeuți și așa mai departe, antrenori, masiori. Sportul reprezintă o investiție, în primul rând, pentru sănătate, da? Sigur. Că... Degrevează sistemul de sănătate, absolut, în mare parte. Așa, le oferă copiilor oportunități, deci... Au de ales, poate sunt talentați la sport și au o oportunitate în plus de a-și alege, a-și face o carieră, nu? Sigur. În viitor. Și de asemenea are rol social și educativ. Fiindcă de integrare a copilului, da, de la vârstă foarte mică. Integrează în societate, învață în colectivitate. Să trăiască într-o colectivitate și așa mai departe. De astea sunt... Toate sunt beneficii ale societății în care trăim cu toții și de aceea e logic și normal ca să se investească în sport, în special în sportul juvenil. Și cum a spus, deci, da, din punct de vedere al performanței, fiindcă și emulația e adusă de performanță. Așa este, ne dorim și performanță, dar totul ține de buget. Asta este situația. Eu sunt bucuros că vin din ce în ce mai mulți copii, având în vedere faptul că în ultima perioadă sau în ultimii ani sunt foarte multe atracții altele decât sportul. Acum sunt foarte, foarte multe atracții pe zona de... Comparativ cu generația noastră, să spunem, când părinții nu știau cum să ne bage în casă, acum părinții nu știu cum să-i scoată din casă pe copii. Asta e adevărul. Da. Există partea de online care îi ține blocați în zona de casă. A fost și perioada când am fost obligați să stăm în casă cu perioada de COVID. Acum parcă ne-am revenit. Am văzut că încet, încet a revenit și publicul în săli și sunt din ce în ce mai mult interesați părinții să aducă copiii. Da. Basketul e și el un sport în plină creștere, fiindcă există mulți copii care practică acest sport, dovadă faptul că a crescut și numărul cluburilor private, că pentru a acoperi, să spun, cererea aceasta de a învăța acest sport. Da, basketul este un sport care are și un mare avantaj, în sensul că poate fi practicat
Și în stradă, și în parcare, și în spații de... Streetball, da. Da, are un mare avantaj, da, din punctul ăsta de vedere. Are un mare avantaj, dar nu în gala, zic. Nu prea are unde pe domeniul public. Sunt tot mai puține terenuri. Acum să vedem că cu curțile școlilor, dacă se vor deschide copiilor, înțeleg. S-au deschis, am înțeles. S-a dat o ordonanță, da, dar trebuie... Probabil în vacanță, dacă va fi cazul. Și după orele de curs sunt deja? Sunt câteva, da, deja semnate niște colaborări în sensul acesta cu școlile. Da. Handbalul feminin a retrogradat după un singur an în Liga Florilor. Lucru oarecum de așteptat, după cum a arătat lotul. E un campionat foarte puternic, unde vorbim de bugete de milioane de euro. Se califică Galațiul să poată face față la nivelul seniorilor, să spun? Așa cum am discutat și la începutul proiectului, proiectul pe handbal este unul, din punctul meu de vedere, extraordinar de frumos, dar proiectul este pe o perioadă, sau se poate desfășura pe o perioadă medie. Noi, când am plecat la drum, proiectul a fost de a merge cu un schelet de, să spunem, o structură centrală de junioare mai cu, de jucătoare cu experiență și cu un lot format în mare parte din juniori între 18 și 22 de ani, 23 de ani. Ne-am asumat lucrul ăsta de la bun început, pentru că, într-adevăr, campionatul de handbal este unul dintre cele mai puternice din Europa. Asta înseamnă și poate buget, cel mai puternic, cel mai puternic din Europa. Cel puțin la nivelul contractelor, vă mai întrerup așa din când în când. Da. Ideea este că asta înseamnă și costuri foarte mari. Beneficiul nostru este că avem o piramidă extraordinară și am avut de unde să luăm acești copii. Într-adevăr, nu pot face față unei ligi atât de puternice în care regăsim campioane olimpice, mondiale, europene în echipele cu obiective. E un criteriu pentru transferurile la... La echipele cu obiective și cu bugete pentru primele locuri. Nu, ca în Liga Florilor, ca să aduci, trebuie să fie jucătoarele străine, trebuie să fie componente ale echipelor lor naționale. Ale loturilor naționale. Da, și echipele naționale trebuie să aibă rezultate. Anumite rezultate. Deci nu poți să spui că aduc din India, care are așa zero performanții pe plan internațional, aduc jucătoare că e la echipa națională. Nu, trebuie să aduci de la echipe naționale care au făcut. Asta e regulamentul la handbal. Și e logica aceste jucătoare să aibă o anumită valoare și de piață, nu numai de sportivă. Din punctul meu de vedere, este un pic ridicată ștacheta, dar noi trebuie să ne continuăm proiectul și să considerăm că a fost o experiență foarte bună pentru aceste tinere. Să încercăm și vom încerca și vom aduce cu siguranță încă 2-3 junioare din zona echipelor noastre J1 și fosta divizie. Vom mai completa lotul tot cu tinere din zona, așa cum am promis, și încercăm să revenim pas cu pas iarăși în prima ligă. Păi și ce veți face? Veți investi mai mult? Căutați colaborări sau vă mulțumiți mergem pe cu naveta? Mergem pe proiectul ăsta sănătos. Uh-huh. Adică de a ne crește copiii, de a promova. Iar în momentul în care vom intra din nou în ligă, vom analiza din nou proiectul și a stabili obiectivele. Acum, obiectivul într-adevăr a fost evitarea retrogradării, dar ideea a fost de a ține aceste sportive și de a le experimenta prin jocurile din prima ligă. Păi și vor rămâne ele cele mai valoroase? Vor rămâne în continuare la Galați? Sigur. Da, fiindcă handbalul e sportul numărul unu când vorbim de fete. La junioare avem multe cluburi unele puternice, cazul dumneavoastră al CSM-ului, dar și a celor de la Olimpic Lucian Bute, care au și ele rezultate, plus alte cluburi, Viitorul, da, Oțelul, CSS, Handbal Art, CSS.
Dar și în județ, nu? Sunt două cluburi în Tecuci și unul în Pechea, dacă nu mă înșel. Deci există o bază, un bazin, să spun așa, mare de, de tineri. E un sport care prinde foarte mult și sunt foarte, foarte mulți sportivi. Iar a mai fost făcută discuția asta cu zona cluburilor private. Pe mine mă bucură enorm existența acestor cluburi, pentru că de fapt împreună facem o selecție la baza piramidei mai mare. Ceea ce înseamnă că împreună, dacă avem un număr de 400 de sportivi, șansele sunt mult mai mari ca să ajungem la performanță cu 20 de copii. Pe când CSM, indiferent de situație, n-ar putea să, să creeze la zona de jos a piramidei mai mult de două echipe de selecție. Așa că existența unor cluburi private nu face decât să fie un beneficiu pentru Galați. Da, dar din păcate am văzut că există cluburi, cum e acest Olimpic Lucian Bute, care a semnat colaborări cu Brăila, nu cu Galați. Nu este un dezavantaj lucrul ăsta. Este un club privat, poate să semneze colaborări cu cine își dorește sau cine poate să ofere mai multă perspectivă. Ideea este că acolo există copii gălățeni care fac sport și care pot să ajungă la zona de performanță. Și noi ne uităm și la Tulcea și la Vaslui și la Focșani și la Tecuci. Sunt lucruri normale, nu sunt lucruri ieșite din comun. Da, eu v-aș întreba de ce la Galați nu există, la școli generale cel puțin, acele clase vocaționale, cum există în alte orașe, de exemplu Bucureștiu. Am fost de curând și am văzut. Vreau să vă spun că începând de anul trecut lucrurile s-au schimbat puțin. Există un protocol de colaborare și cu inspectoratul școlar, ceea ce ne-a permis atât nouă, dar cât și dumnealor să organizăm împreună anumite activități, dar și separat. Începând de anul acesta, pentru că a fost perioada de COVID și nu am putut să intrăm în școli, vom intra cu selecția în școli. E o deschidere fantastică acolo și eu sunt plăcut surprins. Dumnealor vin către noi organizând cu elevii olimpiadele școlare, ceea ce înseamnă că există perspectivă și există posibilitate de colaborare. Într-adevăr, când vă referiți la zona de clase vocaționale, sunt câteva școli care își doresc lucrul ăsta și, din punctul meu de vedere, vor fi din ce în ce mai multe, pentru că sunt câteva aspecte pe care ne le dorim atât noi, dar cât și dumnealor. Și dumnealor își doresc copiii ca să își păstreze în catedrele și am văzut deschidere către formare de echipe de hockey, am văzut deschidere pentru formarea claselor de rugby, am văzut deschidere pentru formarea claselor de mozaic, atletism, haltere, sporturi grele. Da. Vor fi pași importanți pentru că își doresc și dumnealor și ne dorim și noi. Este important că am încheiat acest protocol de colaborare cu inspectoratul școlar și putem reveni în școli și într-adevăr și dumnealor beneficiază și pot să facă acele olimpiade școlare. Mai mult de atât, chiar zilele acestea am stabilit cu domnii inspectori că vom face chiar acțiuni în care vor participa și profesorii și elevii pentru a face niște jocuri demonstrative pentru a-i atrage pe copiii din ce în ce mai mult. Și lucrul ăsta o să se întâmple, bineînțeles că e vorba de o colaborare între CSM, inspectorat și o școală. Și vom face la sala sporturilor cât de curând primul eveniment prin care vom vedea, să spunem, profesorii și cu elevii împreună la niște jocuri.
Da, eu mă gândeam, în primul rând, datorită faptului că acum am văzut, sunt școli care au parte de această infrastructură sportivă, da? S-au construit niște săli de sport și ar fi de preferat, știu, aceste clase vocaționale în care nu neapărat copiii să fie, dar să fie și copiii cei dornici să învețe un anumit sport, fiindcă se poate face ABC-ul sporturilor și tocmai ca să se lărgească baza de selecție, să nu fie una exclusivistă. Ca să fim sinceri, în acest moment sport fac doar copiii care au părinți ce își permit să plătească acele taxe, fiindcă cam peste tot vorbim de sport contra taxă. Numai... Vorbim de sport contra taxe la cluburile private. CSM nu are o astfel de taxă. Dar sunt limitate locurile, nu păi, sunt tocmai, da, atât de multe locuri încât să se acopere toată necesitatea. Da, bănuiesc că, bun, faceți inițiere, dar nu percepeți taxă, dar nici nu faceți cu sute de copii, așa faceți este, cu un număr limitat de copii. Ceilalți trebuie să meargă la alte cluburi unde se plătește. Așa este. Asta este adevărul. Practic, din punctul meu de vedere, ce văd eu acum, a ajuns, e mai mult un fel de oră de joacă contra taxă. Deja mai târziu vorbim dacă... De sport. Da, de sport. Da, toți copiii care vin în prima fază nu știu dacă vor practica acel sport, dar trebuie să vină și să vadă dacă au aptitudini pentru ramura sportivă. Da, bănuiesc că acum doar reușiți prin antrenorii pe care îi aveți la copii, la grupele de inițiere, să facă acea selecție în școli cum se făceau pe vremuri. Adică, de exemplu, la fotbal pe vremea mea nu mergea oricine. Veneau antrenorii, se uitau pe maidane, pe asta, studiau, vedeau câte un copil mai talentat acolo și pe ăla îl chemau să dea niște probe. Dacă nu corespundea, îl trimitea acasă. Da. Așa se face și acum și noi suntem totuși un club nou acum, să nu exagerăm, pentru că din 2018 da, până în 2023, acum suntem și noi pe procedura de sportivă, am înaintat și facem și o anamneză când vine copilul, îi se ia și un istoric să vedem dacă a avut probleme de sănătate. Se cântărește, se ia înălțimea, se dau niște probe pentru ca să existe o idee de unde se pornește ca ulterior să putem analiza pașii care au fost făcuți când să ajungem la nivelul de legitimare, de exemplu. Da. Da, ceea ce ați observat dumneavoastră în școli este într-adevăr adevărat. Au fost foarte multe proiecte pe școli. Infrastructura, într-adevăr, s-a refăcut și, într-adevăr, poate constitui un avantaj acea infrastructură pentru copii. Da, fiindcă sunt săli, din punctul meu de vedere, mai performante chiar decât sala și terenul, școala 28 are o da, sală e, foarte cochetă, foarte da, modernă. Și chiar acolo ar putea fi, de exemplu, clase vocaționale de handbal. Adică copiii care doresc să facă handbal să fie înscriși la acea școală unde să aibă parte la orele de sport de handbal, să aibă și suplimentar să facă handbal și așa mai departe. Alt mare avantaj este distribuția lor în oraș, pentru că este destul de greu să ajungi numai la o singură sală toți, pe când cele de la școli sunt distribuite în tot orașul și ar crea un avantaj pentru copii pe zone, pentru că sunt probleme. Da. Părinții lucrează până la ore târzii și așa da, mai departe. Da. Bun, echipa de divizie, cea care a fost antrenată de Sanda Sandei, va dispărea odată cu retrogradarea echipei? Va fi asimilată în parte din de proiectul pentru anul următor. O parte din sportive vor merge la lotul de senioare, deși erau senioare și acolo, dar tot junioare erau. Se vor regăsi o parte dintre sportive. Deci dispare, rămâne o singură echipă da, în Liga a doua, da. Bun. Să vorbim și de hocheiul pe gheață, care
Din punctul meu de vedere, a deziluzionat în acest sezon, de-abia locul 5, chiar dacă au fost destul de mulți jucători străini în lot. Vorbim aici de ruși și de ucrainieni, care au fost colegi de echipă la Galați, dar iată, nu s-a obținut nicio performanță. Da, vă doreați mai mult de la hockey? Sigur. Sigur că ne doream. Știu că e sportul mai apropiat așa de... Da, așa este. Eu țin la fel la toate sporturile și îmi doresc să facem lucruri frumoase la... Dar, în principiu, aveți dreptate. Există o problemă în continuare la hockey cu partea de sportivi tineri care nu au făcut pasul către echipa mare. Și chiar zilele trecute discutam cu cineva și tot ne întreba, domnule, de ce nu vin jucători din urmă sau de ce nu sunt sportivi care vin la echipa mare. Este o problemă națională lucrul ăsta. Infrastructura este redusă, da, la nivel național în ceea ce înseamnă patinoarele, ceea ce înseamnă că și baza de selecție este foarte mică. Da, dacă habal poți să faci selecție în 20 de săli din școli, la hockey poți să faci doar într-un singur loc. Dar nu asta este problema. Problema este că pentru a promova acum cu niște tineri la echipă de seniori, trebuie să te uiți în spate ce s-a întâmplat acum foarte mulți ani de zile. Pentru că un sportiv care promovează la echipa de seniori la 21-22 de ani, a început hockey-ul la 15 ani, ceea ce înseamnă că trebuie să te uiți să vezi ce s-a întâmplat acum 15-17 ani. Și dacă mă gândesc foarte bine, a fost o perioadă când patinoarul a fost închis și, într-adevăr, nu se regăsesc acum, după 15-17 ani, nu se găsesc acele generații neselectate în acea perioadă. Dar nu, asta nu este o scuză. Pentru că după s-a redeschis patinoarul și în momentul de față, prin protocol de colaborare cu CSM Dunărea, piramida este închisă și suntem la nivelul de under 16, care anul acesta vor fi under 18, iar ei vor face pasul către echipele de under 18 și de under 19. Un an mai lipsește ca să închidem acest lucru și să ajungem să putem să promovăm câțiva dintre copiii de la juniori la seniori. Este de muncă ca să închizi lucrul ăsta. Pare că acum partea de jos a piramidei stă din ce în ce mai bine. Anul acesta au venit foarte, foarte mulți copii. Am văzut chiar la un moment dat aproape un număr de 100 de copii. Ceea ce înseamnă că s-a intrat în normalitate. E un sport foarte popular și care atrage foarte mult. E un sport foarte dinamic, e full contact. Este și complex, dar... Da, da, da. Și folosești și mâinile, și patinajul, și corpul. Deci e un sport complet, dar în același timp și foarte costisitor, fiindcă toate aceste echipamente de protecție cu care sunt ei îmbrăcați costă. Da, și nu numai. Deci, da. Și ora de gheață costă, că într-un fel costă, știu, ora așa de este. Iarbă la un teren și... Sunt cel puțin două componente costisitoare. Parte de echipament care este într-adevăr cea mai scumpă din toate, de la toate ramurile sportive. Adică sunt costuri foarte mari la echipament, dar și partea, într-adevăr, de utilități, ceea ce înseamnă gaz, electricitate pentru întreținerea patinoarului, funcționarea lui înseamnă costuri destul de mari. Da. Pe total, costurile sunt destul de mari la ramura sportivă. Da, dar una peste alta, deci sunteți și dumneavoastră desiluzionat de acest loc. Dar sunt mai mulți factori aici. Unul vi l-am exemplificat. Mai sunt și probleme la nivelul național de federații și de... Da, e un talmeș-balmeș la Federația Română de Hockey. O luptă așa surdă între... Este o luptă
pe care acum nici nu pot să... cei din București și cei din Ținutul Secuiesc, cam așa pare. Da, de fapt, eu nu le văd așa. Eu văd o luptă între federație și minister, lucruri care, din punctul meu de vedere, nu sunt clarificate acum și probabil că vor fi clarificate în instanță. Da. Ceea ce înseamnă timp și înseamnă că este în detrimentul sportului. Să vedem și cu partea asta ministerială, fiindcă se tot zvonește că Ministerul Sporturilor va dispărea sau va fi relocat la alte ministere. S-a mai întâmplat lucrul ăsta. Am fost și agenție, am mai fost și minister. Da. Da, în tot... momentul de față am înțeles că se revine la Ministerul Tineretului și Sportului. Să sperăm. Așteptăm. Da. Chiar dacă echipele din Ținutul Secuiesc sunt preocupate mai mult de Erste Liga, totuși ele domină și competiția internă. Sunt curios, fiindcă și Galațiul a participat pe vremea când se numea Liga MOL. Poate Galațiul să participe în Erste Liga? Poate să participe, dar în momentul de față nu se pune această problemă din mai multe puncte de vedere. Unul este bugetul, dar și al doilea este distanța foarte mare. Nu vor ei să nu vină? Nu vor ei să vină, în principiu. Mie mi se pare ciudat, fiindcă nu cred că un autocar de la București, unde este aeroportul, până la Miercurea Ciuc, face mai puțin decât până la Galați. Eu cred că... În patrimonial de la București nu este unul pentru zona... Nu, mă refer la aeroport și faptul că, iată, Proghim Gheorghene a câștigat Erste Liga. Da. Da? Gheorgheni, să spun, distanța Gheorgheni-București pe drumuri de munte parcursă cu un autocar, eu cred că e mai lungă decât distanța București-Galați parcursă cu același autocar. Adică ca timp mă refer și nu cred că ar ține problema asta. Este o zonă cu tradiție acolo, s-au dezvoltat foarte mult, nu au foarte multe ramuri sportive și se duc către aceste ramuri sportive pentru sporturile da, de iarnă. Campionatul e mai mult un campionat român-ungar, asta înseamnă Erste Liga, dar cele mai bune echipe din... Adică Ungaria nici nu cred că are altă competiție internă, are numai această ligă în care joacă, da. Completată cu aceste echipe din Ținutul Secuiesc plus Brașovul, nu? Da. Asta e structura acestei competiții. Da, și mai au o ligă la nivel de juniori. Da. Da, dar maghiarii una peste alta au nivelul hocheiului mult peste. Da, pentru că România. Selecția este se face pe o bază mai mare, asta datorată infrastructurii. Dacă ne ducem la Budapesta, vom regăsi foarte multe patinoare, aproape cât sunt în România. Ceea ce înseamnă că selecția este pe un eșantion mare și atunci rezultatele sunt pe măsură. Selecția se face inclusiv în Ținutul Secuiesc, unde sunt academii finanțate de guvernul, da, de la Budapesta și sunt români de etnie maghiară școliți la aceste academii care aleg să joace pentru Ungaria. Sunt mulți. Noi nu îi știm, fiindcă nu ne spun și nimic numele lor, dar există. Se duc către o zonă de performanță mai înaltă. Că... Da, da. Dar se produce. Asta este ideea. Deci da, s-au dezvoltat foarte mult în zonă. Se va mai construi și acum un patinoar, am înțeles, iarăși pe un proiect european. E o dezvoltare frumoasă a sportului, a hocheiului în zona respectivă. Schimbați ceva la această secție pentru anul următor? Mă refer la buget, la obiective? Veți fi mai drastici? Eu știu, mai... Da, vom fi mai drastici. Urmează, acum la începutul lunii următoare, să intre în discuție proiectul. Pe buget v-am spus, el va fi undeva apropiat de cel de anul trecut și acum, dacă de câteva zile a apărut și ordonanță de urgență cu o reducere de 10%, o să facem o analiză și în acest sens. Sunt jucători care mai continuă, sunt legitimați la... Da, sunt jucători care au contracte pe mai multe ani. La hochei sunt 10 jucători. Sportivi care au... Deci de la un nucleu de 10 jucători plecați la drum și funcție de buget veți forma un lot și ce vă propuneți? Ca de fiecare dată, să ne ducem în
finala cupei și să obținem una dintre medalii. Clarificarea în play-off și... Da, anul acesta a fost ciudat, așa, după terminarea unui sezon regulat, s-a trecut deja la finală. Da, s-a făcut o modificare de competiție, pe final de competiție. Da. Tocmai datorită calendarului competițional. Acestui diferendum între federația. Eu sunt împotriva acestor modificări în timp pe parcursul campionatului, pentru că la început îți propui anumite lucruri, semnești niște contracte, îți propui niște obiective, da, și atunci trebuie să le urmărești. Contractele alea conțin niște prime, sigur, de obiectiv și așa mai departe. Da. Niște clauze. Da. Da. Și ajungem la rugby. Se joacă rugby la Galați, la nivelul copiilor și juniorilor. S-a semnat un protocol de colaborare cu liceul Auto, iar anul acesta avem în plan înființarea unei echipe de juniori și anual înființarea unei echipe de juniori. În următoarea perioadă vom intra în discuții cu clubul din Tecuci, pentru că au apărut acolo niște rezultate extraordinare, sunt calificați în fazele finale la nivel de under 18, iar nu face să ne bucure. Gândul ăsta este de anul trecut. Suntem bucuroși că antrenorul nostru secund este antrenorul acelor copii și se întrebă niște perspective. Pentru fiecare ramură sportivă ne dorim lucrul ăsta, să creiem echipe de juniori, dar ne întoarcem ca de fiecare dată la buget, dar acesta este scopul și trebuie să-l ducem la îndeplinire. Și cum, cam ce buget are rugby-ul comparativ cu celelalte secții? Împărțiți banii echilibrat? Adică câți bani primesc cei de la rugby? La nivel de rugby salarizarea este mult mai mică. Este și de unde provin acești sportivi în marea lor majoritate? Unii sunt gălățeni sau ceilalți sunt ca și la celelalte sporturi, formați la alte cluburi și din alte localități. Da, e o problemă, fiindcă eu nu am observat această emulație în ceea ce privește rugby-ul la... Există la echipe de juniori la liceul cu... Știu că acolo Auto era... Și, într-adevăr, și Tecuciu are pepinieră de juniori. Și asta este un avantaj, trebuie să ne îndreptăm către cele două. Protocolul există, acum trebuie să facem pașii următori pentru a face acest lucru. Păi și ce obiective aveți cu echipa de seniori? De evitarea retrogradării și întotdeauna de calificare în... Ei sunt în grupa a doua valorică, da, să spun. Așa este. Sunt trei grupe valorice, dar văd că se tot schimbă, fiindcă dispar din ce în ce mai multe cluburi. Da, așa este. Spre surprinderea noastră, dispar foarte multe cluburi, deși, din punctul meu de vedere, este unul dintre sporturile extraordinar de frumoase. Da, înainte de 89, când se transmitea la noi turneul celor 5 națiuni, se vorbea că va fi turneul celor 6 națiuni, incluzând România. Între timp, tot italienii au ajuns să joace în locul nostru și noi am tot decăzut. Ne place foarte mult rugby. Da, un sport de golani practicat de gentleman, se spune, un joc de angajament fizic, în primul rând. Și da, dar din păcate nu există această cultură, să-i spun, a acestui sport în oraș. Totul ține și de noi, și de tradiție, și de... Da, mi se par, mie cel puțin, ținând cont că avem echipă de seniori, care, să spunem că totuși este în primele 10, nu din România, dacă luăm componența grupelor valorice, te aștepta să mai fie niște acțiuni, niște evenimente, popularizări, să
poate să atragă lumea la, la, la meciurile care le susțin, dar cu toate că rugby-ul e, cum să spun, dintr-un anumit punct de vedere, e favorizat la Galați, fiindcă e cam singurul sport cu o echipă care deține bază sportive exclusivă. Da. Da, așa este. Da, terenul de la gară e folosit numai de rugbiști, din câte știu eu. Da. În, în momentul de față, prin protocolul cu inspectoratul școlar, am început să organizăm acele competiții cu rugbile tag din școli, ceea ce înseamnă că poate în viitorul apropiat copiii se vor îndrepta mai mult și către acest sport. Trebuie să-l descopere. O să vă invităm la o competiție de rugby tag. E interesantă pentru copii. I-am văzut pe faptul că, cum să spun, sunt suporteri, dar că, care nu sunt încântați de condițiile oferite de vizionarea unui meci la acel teren, datorită lipsei... Cred că ați observat că au fost făcute niște eforturi acolo de la preluarea administrării printr-o administrare mai bună. Am refăcut o parte din partea de gard care era așa cum era. În interior am curățat, am igienizat și am înlocuit tot ce înseamnă partea de instalație sanitară. Sunt foarte multe lucruri de făcut în bazele sportive, dar... Da. Fiindcă nu ne ajunge timpul lung, facem acum o scurtă pauză și o să înregistrăm și partea a doua a emisiunii, dacă sunteți de acord, ca să epuizăm toate subiectele, că mai sunt destul de multe, e un club foarte mare. Așadar, deocamdată punem punct aici, primei părți a interviului cu domnul Claudiu Stoian, director CSM Galați, și revenim cu o emisiune care se va va fi difuzată săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune, la revedere!